Cea mai mică mireasă face senzație în mediul online. Un manelist din România a stârnit un val de reacții după ce s-a fotografiat cu mireasa și mirele. El a fost invitat să cânte, dar a fost surprins de vârsta mirilor. Conform unica.md, dacă la 11 ani alți copii încă mai copilăresc, o mireasă din România se căsătorește cu un minor de aceeași vârstă. Ei doi copii au fost surprinși în ziua nunții. Cuplul de miri era extrem de elegant și îmbrăcat ca la carte, însă avea un în jur de 11-12 ani. Manelisul a scris în dreptul fotografiei cea mai mică mireasă de pe planetă. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar internauții au lăsat tot felul de comentarii negative conform presei de peste prut. Copila purta o rochie albă de mireasă, voal coroniță, dar și o salbă plină cu galben ce îi străluceau la gât. Mirele nu s-a lăsat nici cel mai prejos, a strălucit în felul lui. Într-un costum alb, pantofi, dar și un lanț gros de aur, sacoul de mire a fost accesorizat cu bagnote de 50 și 100 de lei. Sunt prea mici, doamne, în ce țară trăim, de ce nu există legi în acest sens? Opriți planeta, vreau să cobor. Așa sunt legile la ei, mai bine așa decât cu 4-5 facultăți și după să mor de foame. Tradiția este tradiție, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate în mediul online. Fotografia a împărțit mediul online în două tabere. Dacă unii internauți criticau statul și educația oferită de părinții mirilor, alții ținau cu minorii și spuneau că nu sunt singurul caz de acest gen. Relatează unica.md